Salut și bine am găsit la un nou videoclip cu Genshin Impact. De data aceasta o să luăm skinul de pe Ningguang și caracterul Forcer gratuit, completând partea din event cu Hydra, mai exact Oceanic Defender-ul. L-am mai bătut, am bătut singur să văd exact cum e ca să mă familiarizez cu pattern-urile și chiar dacă au mai fost acel quest înainte cu Shen în care o trebuie să batem o dată. Dar da, o să trebuiască să facem cealaltă request-uri aici, să-l batem de 3 ori și respectiv de 6 ori. Ca să luăm acele talismane pentru skin și, desigur, pentru acel caracter forcer, deci hai să începem. Ok, deci prima oară o să încerc să-l bat cu echipa mea. Am văzut că este și opțiunea de match, adică să joc cu alți jucători și o să încerc și aia, dar după ce o să-l bat eu de câteva ori. Cred că o să-l bat de 2 ori sau de 3 ori singur și după aia o să mă bag și cu alți jucători să văd cum e. Pentru asta am ales o echipă cu 3 Pyro pentru că Hydra aia este de Hydro și l-am luat și pe Zhongli pentru că o să mă ajute un shield, chiar dacă nu este cel mai puternic shield momentan, o să fie binevenit. Deci hai să vedem cum o să fie, sperăm să nu întâmpim dificultăți cu echipa asta. Deci prima oară nu l-am bătut singur, l-am bătut cu un prieten, deci asta e cam prima oară când îl bat singur pe bune. Hai să-i punem shield-ul Zhongli. Ok. Cât timp pe ei să nu mă încap, putea să nu fie greu. Wait, mi-a căzut Goba în apă. Nu cred că se poate întâmpla. Ia să-mi punem un shield. Nu prea reușesc să ating Hydra. E, acum reușesc. Ok. Trebuie să urmăresc să văd exact unde terizează. Dacă stau să mă gândesc, n-ar fi stricat să am o Yoimiya. Deși nici nu știu dacă pot să-i ating de la distanță. Cred că mă ține destul de bine shield-ul, chiar dacă nu este atât de puternic. Că nu a apărut al treilea capăt. Sau poate n-am bucat eu să dau în el. N-am reușit să-i dau un shot. Nici nu prea am cum să fac proc decât dacă aș avea un caracter cryo, ceea ce nu prea am făcut. L-am dat pe Xingqiu, doar că nu aș da damage în Hydra dacă l-aș folosi pe Xingqiu. Nothing to fear. Da, e destul de enervant faptul că trebuie să spamez shield-ul deoarece nu e prea puternic și tot se duce. Așa, tot să mai cadă un cap și cred că o să dau 3 bursturi. Ok, iar nu mai fac nimic. Deci nu cred că era neapărat din cauza ping-ului. Cred că pattern-urile lor sunt destul de slow. Okay. Da, e foarte mult timp de așteptat aici, adică nu prea
permit să dai în ei deloc. Solidify. Ok, după dacă o să ar trebui să coboare unul dintre ei. Ok, să mai dă să nu. Mai avem doar un cap de dat jos. Stabilize. Mi-a mai mult decât mă așteptam. Poate trebuie să-mi schimb echipa. Aproape l-am omorât. S-a retras destul de rapid, ce drept. Ok, mă așteptam ca și-l dorea să se dea mult mai repede. Am stat să încasez toate atacurile alea. Ok, asta ar trebui să fie. Da, a fost mult mai lung lupta decât mă așteptam. Hai să-mi exit stage să văd dacă am mai făcut ceva pe acolo ca să dau collect la rewarder. Da, ar trebui să-mi schimb echipa. Hai să merg cu o altă echipă, poate... Chiar dacă nu am pe răsarea făcută cum trebuie, cred că ar fi o decizie mai bună să o iau. Dar mai trebuie să dau heal la caractere. Mergem la cel mai apropiat Statue of the Seven. Da, și Shadow Jong le ajută foarte mult, dar faptul că e destul de slab al meu cel puțin. Cred că și faptul că l-am dat de level 4, acel skill, acel elemental skill. Ok, cred că o să-l păstrez pe Bennett pentru heal, sigur o să am nevoie. O să locuiesc pe Shangling cu Rosaria. Cred că o să fie mai ok așa. Ok, și să mai batem o dată. Iar după o să încerc să joc și cu alți jucători, să vedem care e treaba. Nu știu dacă o să mă bage cu 4 sau cu 1, nu știu exact cum funcționează matching-ul. Dar cred că cel mai probabil o să fiu cu 3 jucători diferiți și o să fim 4. Ok. Eu zic că ar trebui acum să meargă lucrurile mult mai ok. Singura parte nasoală e că nu am energy recharge pe răsarea și... S-ar putea să mă încurce destul de mult faptul că n-am energy recharge. Pentru că cam am nevoie de burst-ul ei. Ar trebui să coboare acum. Solidify. Sau nu. Parcă au mers puțin mai bine. Stabilize. Mi-am dat burst-ul degeaba, fac. Au fost acolo în 20 de capi răsarea, ceea ce mă surprinde, că am reușit să prind atac cu ea. Stabilize. Ca dacă nu ar fi timpul ăsta atât de lung, în care, pur și simplu, nu fac nici nimic, doar se învârt. Okay, le-am dat la 1.5 vs și la ceilalți cam un sfert. Dar oricum merge mult mai bine, adică... Nu știu dacă pur și simplu le-am memorat atacurile și mă feresc mai bine, dar parcă o răsare este mai bună. Cu Shangri nu prea apucam să fac nimic, nici cu burst-ul, nici cu elemental skill-ul.
Cred că sunt cam lent, ar trebui să mă pregătesc înainte să atac. Doar că e destul de greu să-ți dai seama când coboară. Trebuie să-i pună damage de acum. Să ne-am dat deloc. Ok. Stabilize. A trebuit să scap de asta. Cred că am scăpat de acel cap. Nu lăsăm dacă au rămas în foarte puțin HP sau chiar l-am omorât. Ok, mă tot dat în cobor, cred că o să dau direct burst-ul lui Rosaria. Ok, chiar l-am bătut destul de rapid pe ăla. Și mai avem doar unul. Solidify. Să am grijă să nu mai am un shot. Din prostie. De la atacul acela. Stabilize. Cred că ar trebui să coboare de acum. Adică au dat deja două atacuri diferite. Stabilize. Dar tot nu coboară. E destul de enervant, deci prea multă așteptare. Oare trebuie să mă duc eu la el, dar stai departe, nu prea l-am văzut să apropie. Solidify. Nici nu mai văd. Așa de confuz boss-ul ăsta. Mă întreb dacă aș avea un bowser, dacă aș putea să-l ating de aici și doar să-l spamez la distanță. Ok, cred că ăsta ar trebui să fie. Ok, cred că ar trebui să-l omor acum, da. Doamne, cât am așteptat, deci incredibil, timerul ăla e insane. Nu știu dacă am făcut ceva greșit sau ar trebui să am un Bowser ca să-l ating, dar deci durează foarte, foarte mult ca să vină pe platformă. Cred că ajunge de două ori. Acum aș putea să dau coleg la cealaltă talismane. Ok, să intru la event, la event details, parcă. Ok. Și pot să dau collect. Văd că mai sunt aici două challenge-uri, deci... Să-l bat înainte să dea dive de 4 ori. Și fără să fiu atins de Jetstream. Nu știu care e Jetstream, cred că chestia de mijloc. Nu probleme. Ok, deci mai avem să-l batem de 3 ori. Cred că o să fac și eu asta. Hai să vedem dacă... O să fii cu niște playeri destul de decenți. Și am revenit cu o echipă, din păcate unul dintre ei a ieșit, deci am rămas doar 3. Și văd că avem totuși healer, o avem pe Barbara, un Klee și un Razor. O fi oare bun Razor? Adică... Chiar nu știu. Ok, Klee aia sigur e bună. Ok.
What? De ce stă atât de mult aici? Oare stătea atât de mult și când mă băteam eu singur cu Hydra? Păi că nici măcar nu s-a clintit de pe margine. Ok, interesant. Oh, are North Gravestone pe Razor. Văd că și el s-a mirat acolo încet de faptul că nici măcar nu s-a clintit Hydra. Ok, n-am apucat să prim mai mult de un charge attack, din păcate. Sper sincer să nu mor, pentru că acum n-am nici shield, nici shield. Ah, de fapt avea pe Barbara, care... Ok, what? Mi-a dat numai 4k kill? Oh, nu, e healing overtime. Ok, ar trebui să batem destul de rapid. Mai avem doar unul și cred că a trecut doar un minut sau ceva de genul. Poate pur și simplu nu știu eu să joc contra acestei Hydre. Acum nu mai stă. Sau? Ok. A fost super ușor. Nu putem să stăm play again? Cred că nu. Nici nu știu. Dacă dai este stage, cred că o să mă lase pe tot lumea unde eram toți. Deci s-ar putea să mai putem juca. Da, aparent ne-a și invite. Mi se pare ciudat faptul că avem buton să dăm play again. Da, avea doar 70 pe Razor. Mă așteptam să aibă un Razor, oricum are Ulz Grayson, deci compensează. Schimb Clea, am văzut că are 90. Deci, wow. Eu văd că e o chestie, primul cap nici măcar nu se depărtează de platformă. Deci putem să-i dăm one shot. Mai degrabă zis on face. Dar chiar rămâne să prind și băiatul ăla. Cred că și el a avut dificultăți când asta se bată Hydra. I-am dat on face și la al doilea cap. Dă foarte mult damage Klee. Incredibil. Am și Klee, doar că nu am făcut absolut deloc. Adică o aveam făcut la un moment dat, doar că artefactele au ajuns pe Kutao. Nu să mai îmi dau burst-ul. Voiam să kilometre skill-ul. Sau? Ok, eu s-a aproape mort. Mi-am dat seama. Sper să nu mor. Ok, am primit heal de la Barbara, cred. Dar se vede că nu are făcut caracterele. Adică healing-ul e destul de slab. Dacă mergi la Barbara avea sub level 70, deci... Ok, mai trebuie să apară doar o dată. Ce-a părut? Cred că pot să-l omor. Ok. Și mai avem doar o dată. Sper că apuc să mă duc până la un stage of the seven ca să-mi dau viață pe Hutao până să-mi dea play again. Ok, să-mi mișcăm rapid. La stage of the seven... S-ar putea să nu apuc. Cred că am pierdut invitația sau ceva de genul. Să-i dau mesaj să-mi dea din nou. Ok, o dat din nou
Resime zic, perfect. Chiar sunt curios ce clear are, deci chiar o să mă uit după post fight-ul ăsta. Sunt foarte curios ce are pe clear de dă așa de mult damage. Bine, nu dă extraordinar de mult damage, dar dă un damage destul de decent și... Chiar sunt curios. Ce da burst-ul, văd. Vedem un face nou și ăla al doilea cap. Sper. Ok. Nu-mi dau seama cum îi scade HP-ul așa de repede, pentru că efectiv n-apuc să mă uit, poate nu-s atent. Dintr-o dată, de la jumătate de HP, văd că îi se duce de tot. Și nu-mi dau seama dacă eu dau damage-ul ăla sau Klee. Dar țin mai mult să cred că Klee dă acel damage. Chiar trebuie să pună jos acum. Și cam asta ar trebui să fie și cu ultimul battle. Ok, cred că s-a fost cel mai rapid run dintre toate. Adică am dat one phase la fiecare cap, nici măcar nu le-am lăsat să se retragă. Iar acum să verific neapărat... Unde era? F2 parcă? Ok, nu pot să văd din păcate. Chiar era curios să văd ce clear are. E atât de invite, dar nu cred că mai joc. Cred că o să zic aici o thank you, că m-a ajutat, dar cred că o să mă duc pe lumea mea de acum, că deja am făcut. Am deschis și reward-urile și aparent am completat și celelalte două chestii. Nu mă așteptam, sincer, pentru că, sincer, chiar nu știu cum de m-am ferit de toate chestiile. Adică mi-amintesc că cel puțin o dată am fost atins de chestia de mijloc în fiecare battle, dar... Da, e bine că le-am completat Mora în plus, în strica, și putem să, am colectat și toate talismanele, iar acum putem să luăm skin-ul de pe Ningguang. Am ieșit de acolo. Cred că asta era skin-ul pe Ningguang, da. Ok, însă și putem să luăm și o să-i facem și un review să vedem exact cum arată. Deși parcă am fost un lent, right? Ok, oricum arată super, skin-ul de pe Ningguang arată genial. Iar acum să selectăm și caracterul 4-star. Sincer, am stat foarte mult să mă gândesc ce să iau. Și aveam de ales teoretic între Shang Ling și Yun Jin. Dar faptul că Yun Jin e un caracter nou, sigur o să mai apară la un banner pe viitor. Pentru că de obicei caracterele noi 4-star își au rerun la vreo 2-3 bannere. Deci o să mă duc pe Shang Ling ca să o fac C6. Ok, înainte să fac C6, hai să verific 100% că nu am C6. Ca să nu fac vreo prostie. Shang Ling. Constelație. Da, nu am C6, deci pot să fac C6 lejer. Trebuie înapoi. Hai să o luăm pe Shang Ling. Conform. Ok, ultima Shang Ling de care aveam nevoie. O cam primim și aici Star Glitter. Și hai să activăm și Constelația. Care, dacă nu mă înșel, era cu 15% mai mult Pyro Damage. Ok, cât timp este tornada activată. Ok, încă un caracter C6. Iar acum hai să schimb pe Ningguang. Să pun pe Ningguang în echipă și să vedem exact cum arată skin-ul pe caracter. Să pun în loc de Hu Tao Wang. Cred că dressing. Ok. Switch. Da, chiar arată bine, arată super bine. Arată chiar mai bine decât în Special Art. Da, e super fain. Deși nu o să fac pe Ningguang, doar o să simt skin-ul să o admir.
Da, chiar arată super, super bine. Arată chiar mai bine decât skinurile precedente care au apărut pe caractere. Și chiar mi se pare mai bun decât skinurile pe Kecin. Oricum, oh, stai să văd. Mai am la Battle Pass aici. Cred că am completat asta. Ok, și am făcut și Battle Pass de level 41. Și făcam și un wish. Hai să-l dau. Poate avem noroc. Oricum, sunt destul de aproape de Soft Pity la Standard Banner. Sunt aproape de 60-70 pe acolo. Deci, cât de curând poate să iau și un 5 star de pe Standard Banner. Poate la următorul shop reset, cam undeva pe acolo. Da, și cam atât a fost și cu acest event. L-am terminat integral, l-am colectat absolut fiecare reward. Deci, mulțumesc pentru atenția acordată și ne vedem data viitoare.